Evenimentul Sinfonia Florilor, organizat de Primăria Municipiului Lugoj, prin Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, va avea loc în zilele de 17, 18 și 19. Piața Iosif Constantin Drăgan devine centrul unei simbioze inedite între artă și natură, transformându-se într-un loc de recreere și socializare. Organizatorii au declarat că intenționează să stimuleze simțurile participanților prin culoare, miresme, sunet, arome, gust și mișcare, creând o experiență vibrantă ce celebrează istoria, cultura și frumusețea comunității lugojene. Artiști importanți, printre care Lidia Buble de Urs și Feli Donose, vor fi invitați speciali a evenimentului. Participanții sunt așteptați să se bucure de muzică bună, dans, teatru pentru copii, numere de magie, expoziții impresionante și să exploreze standurile artizanilor, mini-târgul de plan la ghiveci, precum și atelierele creative organizate pe toată durata evenimentului.